Avem marea bucurie și binecuvântare a lui Dumnezeu de a păși împreună pe un drum duhovnicesc, nu pe care n-am mai umblat niciodată, dar pe care nu l-am văzut niciodată în această lumină. Miniseria noastră se numește În lumina cărbunilor aprinși. Sigur că imediat ce am auzit această expresie cărbune aprins, ne-a zburat mintea la textul din proverbe și apoi recitat de două ori de Pavel Apostolul la... Ideea de uh, poartă-te frumos cu omul care nu s-a portat frumos cu tine și vei pune astfel cărbune prins pe capul lui, iar Domnul îți va răsplăti. De aici este luată expresia aceasta: În lumina cărbunilor aprinși. Sunt două posibilități. Noi putem fie să umblăm în lumina tăciunilor noștri, care reprezintă gândurile noastre, imaginația noastră, ce vedem, ce înțelegem, ce pricepem noi, putem umbla fie în lumina tăciunilor noștri, fie în lumina cărbunilor aprinși ai lui Dumnezeu. Referirea sau uh, ilustrația aceasta, figura aceasta de stil sau comparația aceasta o regăsim în Isaia, capitolul 6, acolo un om, unde un om care are o gură murdară, uh, cum era prorocul Isaia, uh, omul acesta uh, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, se pocăiește de murdăria gurii lui și Dumnezeul tratează cu un cărbune aprins. Atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, vei fi curățit. Și el este curățit. Nu-l regăsim vorbind în același fel după această experiență. Dacă ne uităm mai de aproape, cum, scrie, cum ne spune scriptura, dacă privim cu atenție sau cu concentrare sau cu băgare de seamă, vom observa că acest cărbune aprins este însuși Domnul Isus Hristos curățirea aceasta prin acest foc curățitor, nu foc nimicitor, ci foc curățitor. Astfel că împreună pășim în cea din tâi temă din această miniserie intitulată Școala Vrășmășiei. Sunt uh, multe feluri de școli în lumea noastră. Uh, în general numim aceasta Școala Vieții, uh, Școala Suferinței, uh, Școala pierderilor, școala urii, școala invidiei, școala discriminării și așa mai departe. Toate aspectele acestea negative ale școlii, ale acestei școli a vieții numită, care nu sunt singulare, ci sunt însoțite de aspectele pozitive ale școlii vieții, toate aceste aspecte, sunt însumate sub acest titlu general școala vrășmășiei. De unde vine lucrul acesta? După căderea în păcat a apărut termenul acesta, vrășmășie, tensiune, luptă, ar fi foarte larg noțiunea aceasta dacă am aplicat în diverse domenii ale vrășmășiei cu sine însuși, cu aproapele, cu situația, cu gândurile noastre, cu Dumnezeu în final. Ce este cu această școală a vrăjmășiei la care face referire textul nostru din uh, Proverbe, capitolul 25, versetele, începând de la versetul 21. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Acesta, acesta e vrăjmașul la care face referire direct textul acesta. Aceasta este, de fapt, școala vrăjmășiei în care noi trăim în lumea aceasta, pentru că experimentăm, într-un fel sau altul, acest, această vrăjmășie. Pavel Apostolul spune: Eu văd vrăjmășia asta în mine. Eu mă cert cu mine însumi. Mintea mea să ceartă cu patimile mele. Sufletul meu de asemenea ar dori să meargă pe o anume cale după omul din vreau să fac binele. Mă pomenesc că răul este lipit de mine. Cine mă va izbovi din această luptă, din această vrășmășie teribilă, din acest trup de moarte, spune el, după care dă acest răspuns copleșitor. Mulțumiri fie aduselor lui Dumnezeu, afară de Dumnezeu, nimeni nu ne poate Trece prin școala aceasta, biruitori. În contextul textului nostru, este, nu este o ușoară tensiune sau mică aceea de a vedea pe cel ce te urăște, pe cel ce, într-un fel sau altul, ți-a provocat durere nesfârșită în Africa de Sud. Au fost în seria de mărturisiri care au fost făcute. Mama a aflat cine a ars pe soțul ei și pe fiul ei, a ars cu cauciucuri, i-au pus în cauciucuri. Și acum tu, mamă, să mergi și să duci în fiecare săptămână uh, o prăjitură omului acestuia, să te rogi împreună cu el, să strigi la Dumnezeu pentru el, este de, ne de neimaginat. Și... Uh, trebuie să recunoaștem că nu există universitate în lume care să te ajute să graduezi în această școală a vrăjmășiei, pentru că uh, 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 atunci când vorbim de graduare, de, de, de absolvirea acestei școli, vorbim de o biruință împotriva firii noastre. Natural sau firesc ar fi ca imediat să răspundem dușmăniei cu dușmănie, și atunci diavolul aplaudă pentru că dintr-un dușman a făcut doi, din doi va face patru, din patru va face 16. Și așa, în progresie geometrică, lumea va deveni dușmană una, unii cu alții, omenirea întreagă și oamenii se vor omorî între ei. Iubiții mei, biruința nu este de natură omenească, ci o putere neînțeleasă, o putere pur și simplu nevăzută, necunoscută lucrează noi și schimbă și îl face pe un om care este expus urii acesteia să hrănească pe vrăjmașul lui care vom vedea cum de a ajuns el flămând tocmai în fața ta, cum de a ajuns el însetat tocmai, tocmai cu tine. Nu este o întâmplare nici aceasta și scrie Scriptura, versetul 22, făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui Și Domnul îți va răsplăti. Această expresie cărbuni aprinși, care constituie miezul uh, predării Cuvântului lui Dumnezeu cu această ocazie, uh, se referă la lucrarea Duhului Sfânt asupra conștiinței, asupra sufletului unui om, asupra gândurilor. Aceasta înseamnă cărbuni aprinși pentru acest lucru, această împreună lucrare cu Dumnezeu, care nu numai că numărește vrăjmășia, o arde pur și simplu și eliberează pe omul care este bolnav de așa ceva, de ura aceasta, de dușmănie aceasta, îl eliberează pe omul acesta prin acest foc sfânt. Scriptura spune, având în vedere conlucrarea aceasta cu Dumnezeu, Domnul îți va răsplăti. A fost înțeles cu dus și întors acest cărbune aprins, și omul firesc a înțeles că aceasta înseamnă să-i dai foc omului care ți-a ți dat foc la casă. Nu, nu poate să stea în picioare în lumina Evangheliei. Au fost cazuri în care nici chiar autorul Bibliei sau autorul unei scrieri din Biblie, cum a fost Daniel, n-a înțeles despre ce a scris. Dar domnul i-a spus, scrie așa acolo. Pentru că uh, va trece timp și cunoștința va crește. Oamenii vor înțelege lucrul acesta. A fost vreme când uh, studenții lui Isus, apostolii direct uh, ai lui Isus, nu au priceput. Și Isus a spus ce uh, spun eu, tu nu înțelegi acum, dar ai să înțelegi mai apoi. Uh, acest cuvânt nu poate fi luat decât în contextul uh, tabloului general al Sfintelor Scripturi și ca tare, el trebuie să fie o lucrare sfântă, acest cărbune aprins pe capul lui. Trebuie să fie o lucrare sfântă cu rezultate binecuvântate spre mântuire, spre salvare, spre pocăință, spre îndreptare, spre reducerea numărului vrăjmașilor și vrăjmășiei pe pământ. Lucrul acesta căpătând binecuvântarea lui Dumnezeu, așa încheie versetul nostru, binecuvântarea, Domnul îți va răsplăti. Pentru lucrul acesta. Acesta este cadrul general în care uh, ne vom mișca în această ocazie. Personal, studiul acesta care mă preocupă de mult timp și um, îmi, îmi clocotește ființa pur și simplu și îmi pune carbone aprins pe gânduri și în minte și în suflet, în multe privințe, în multe aspecte ale vieții. Studiul acesta mi-a lăsat o bucurie, o pace în suflet, de așa natură încât uh, simt acel impuls pe care l-am simțit din copilărie de a împărți ce e frumos și bun cu alții și de a vedea bucuria omului de lângă mine. Lucrul acesta mă bucură mai mult decât uh, propria bucurie. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest cuvânt. Aș dori să ne oprim asupra unui aspect care condiționează puterea unui cuvânt al lui Dumnezeu. Un cuvânt al lui Dumnezeu are puterea asupra noastră numai în momentul în care îl credem și îl primim. Dacă refuzăm să-l credem și să-l primim, dacă îi refuzăm transformarea de la cuvânt la trup, la faptă, el va muri doar la nivelul acesta de cuvânt. Nu este un lucru ușor, nu este un lucru ușor, nu numai lupta de care vorbea Pavel, ci să crezi lucrul acesta, să crezi în izbăvirea care ți se oferă, să crezi în primejdia pe care o reprezintă așa ceva, trup de moarte. Eu văd că mă duce la moarte această. Ura, această vrăjmășie, văd că mă duce la moarte. Eu văd că vrăjmașul mi-ar dori moartea în același timp și, sau poate, a cuiva din familie sau din țară sau din lume. Tensiunea aceasta, ură aceasta între oameni, mânia neamurilor și tot ce se întâmplă astăzi pe, pe planeta noastră este, de fapt, un, o școală a vrăjmășiei din care graduăm sau cădem în funcție de drumul pe care mergem. Dar întâi și întâi și dincolo de orice stă acest element al credinței. Chiar crezi cuvântul lui Dumnezeu? Crezi că dacă fiindu-i foame omului care te urăște, asta vorbim de școala Brășmășii, dacă fiindu-i foame omului care te urăște, tu îi dai pâine, crezi că omul acesta va trece va, printr-o transformare dumnezeiască? Ne îndoim, doar războiul de lângă noi arată așa ceva. Oamenii n-au încredere în căile acestea ale lui Dumnezeu. Ce vorbești? Ah, să iubești pe vrăjmașul tău? Pe păi cine? Păi cum? Adică acestea sunt lucruri care, care nu sunt în armonie cu natura noastră umană. Alte lucruri ar fi în armonie cu natura noastră umană. De aceea, Biblia spune, fără credință, dacă nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, e cu neputință. Altă cale nu există. Și ați observat că uh, sunt situații în care nu vorbim de uh, un lucru sau al lucru, ci vorbim de viață și de moarte. Uh, sunt situații în care uh, o ființă umană mai degrabă înfruntă și, și gustă moartea uh, decât să renunțe la părerea lui, zise ofițerul acela, la poartă. Dacă ar deschide Dumnezeu ferestre în cer așa ceva, eu nu cred așa ceva, nu se va întâmpla. Dar, atenție, când spui nu cred un anume lucru, tu spui cred cealaltă parte. Adică el spunea, nu cred că se poate așa ceva, dar tot el spunea în același timp, cred că nu se va întâmpla lucrul acesta, cred că este, nu, nu cred că este posibil, deci cred că este imposibil. Și omul lui Dumnezeu a spus, din nefericire vei vedea dar nu vei avea parte. Unul zice cred dacă văd. Nu. No. În momentul în care ai văzut, e deja trecut dincolo de hotar, firul vieții și cursul ei. Omul acela a zis, nu. No, chiar dacă ar deschide Dumnezeu, ferestre în cer. Bine, dar vorbim cu un așa, vorbește Domnul. Nu vorbim cu așa, vorbește primarul sau domnul ofițer. Așa vorbește Domnul. Și totuși, la un moment dat, puterea necredinței este atât de mare, puterea prejudecății, puterea convingerilor personale, a tradițiilor, a felului de a gândi, atât de, puterea aceasta devine atât de mare încât se ridică peste un, așa zice Domnul și rămâne un, așa zice omul, sau nu un, așa zice el, ci un, așa zic eu. Și atunci finalul se știe. Astfel că revin sublinind. Fără credință este cu neputință. Omul acesta avea copilul în ghearele morții. Și cu toate acestea, fiind potignit de apostol, că ei n-au putut să-l vindece, se potignește și în Iisus acum, pentru că asta era situația și atunci el îi spune, dacă poți să faci ceva. Nu, nu se vorbește așa cu Dumnezeu dacă poți. Ai, adică ai libertatea să vorbești, dar n-ar fi cazul. La Dumnezeu nu este așa ceva cu dacă poți. Pentru că Mântuitorul îi spune: știi bine că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Nu înseamnă că le va face Dumnezeu, dar dar e posibil. Aceasta este expresia care au folosit-o cei trei tineri când au descris pe Dumnezeu, spunând Dumnezeul nostru poate. Aceasta a fost expresia lor. Toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Toate lucrurile sunt cu putință celui care crede. Folosește aceleași cuvânt mântuitorul nostru, la care omul își dă seama că problema lui grabă e faptul că uh, 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 nu crede, nu, nu vrea să creadă, uh, refuză să creadă. În realitate nu există a putea să crezi sau a nu putea să crezi. Niciodată cineva nu ar putea fi judecat dacă n-a putut crede. N-a cu, putut. E vorba de, a, de, de limita aceasta. -a, nu, dar nu există așa ceva. Există a vrea să crezi sau a nu vrea să crezi. Acest, acest, acesta e adevărul înaintea lui Dumnezeu. De ce? Credința este un dar de la Dumnezeu și a spune nu pot să cred, îl, uh, aruncă în dreptul lui Dumnezeu un blam. De ce nu i-ai dat omul ăstuia putere să creadă? Bietul om ar fi vrut, dar n-a putut pentru că tu nu i-ai dat putere. Se sfârșește tot acolo ca de obicei. Uh, nu există a nu, nu pot să cred. Există nu vreau să cred. Sau mai există o expresie românească. Îmi place să cred. E vorba de ceea ce spunea Hab într-o împrejurare. Uite, predică asta îmi place și asta nu îmi place. Și Iosafat îi spune, nu este pe plăcute. Este pe adevărat sau neadevărat, pentru că adevărul, indiferent ce gust are, rămâne adevăr. În școala aceasta a și s-au format toți oamenii care au călcat pământul acesta după căderea în păcat în școala vrăjmășiei. Înainte de căderea în păcat era școala admirației. Admiram natura, admiram pe Dumnezeu și ființa noastră era zidită și transformată în asemănarea chipului lui. După căderea în păcat, Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, slavă lui Dumnezeu, că a pus vrăjmășie aceasta, pentru că dacă rămânea prietenie între om și șarpe, sau dacă rămânea prietenie între om și răul din viață sau din, din lume, lucrul acesta se știa unde duce. Vrăjmășia împotriva răului sau aversiunea față de rău sau mustrare de conștiință, sau orice altceva care previne răul în viață, este un dar de la Dumnezeu. Și sunt aspecte, toate acestea sunt aspecte și manifestări ale vrăjmășiei pe care Dumnezeu a așezat-o în sufletul nostru vis-a-vis -vis de rău. Nu am cea mai mică îndoială a sufletului, o să fim martori cu toții de altfel. În care și vom vedea că oamenii care au stat în spatele răului în cele mai cumplite proporții care s-a petrecut pe Pământul acesta, sau în formele cele mai perverse imaginabile, oamenii aceia au avut totuși o reținere, un proces de conștiință, așa cum i-a bătut inima lui David când a făcut numărătoarea poporului. Aceasta a fost mărturia Duhului Sfânt. Aceasta a fost vibrația vrășmășiei împotriva păcatului și răului pe care Dumnezeu a așezat-o în sufletul nostru, care îi dăm curs sau nu îi dăm curs. Cei din Romani, capitolul 1, ei nu dau curs, ei înnăbușe, ei înnăbușe adevărul, ei nu vor să-l audă nici atât să-l urmeze, mai bine îl înnăbușă ca să nu fie auzit, să rămână să domnească doar neadevărul sau minciună. Mergem împreună la rădăcina însemnătății idei de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă pâine. Dacă este sete, dă să bea. Dacă faci lucrul acesta, cărbunele aprins, Duhul Sfânt va fi în mintea acestui om și Dumnezeu îți va răsplăti pentru că n-ai mărit răul. Dar Capitolul 53 al cărții Profetului Isaia ne arată că, de fapt, toate lucrurile legate de venirea mântuitorului nostru, de jertfa lui, toate acestea, de planul de mântuire, cum îl numim noi, toate acestea depind și gravitează în jurul noțiunii de credință. Așa începe capitolul 50. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a crezut? Aici era toată problema. Planul lui Dumnezeu ținut, taina ținut ascunsă din veșnicii, se desfășura, se derula acum. Numai că felul în care se derula căile lui Dumnezeu, mijloacele lui Dumnezeu, nu corespundeau căilor și minții și imaginației omului. Și imediat a apărut tensiunea aceasta. Eu nu cred că se poate așa ceva. Nu, nu. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Și din moment ce nu crezi, n-ai cum să cunoști. Cine a cunoscut brațul Domnului? N-ai cum să-l cunoști dacă nu-l nu crezi. Cunoști altceva, cunoști ce, ce nu crezi. Și după care avem descrierea Mântuitorului nostru și argumentația. Uite de ce nu am crezut. Păi el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat, nu avea nici frumusețe, nici strălucire. Cum să crezi așa ceva, frate? Cine a crezut lucrul acesta? cuvântul lui Dumnezeu continuă și descrie lucrarea Domnului nostru Isus Hristos. În versetul 3 spune disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și era normal ca noi pur și simplu să l ignorăm. Și noi nu l-am băgat în seamă. Nu l-am băgat în seamă. Dar de ce? Datorită unui alt lucru și anume nu l-am crezut, că dacă l-am fi crezut când ne-a spus, mi-au străpuns mâinile și picioarele, niște câini mă înconjoară, își împar hainele mele, trag la sorți pentru că m-așa, dacă l-am fi crezut, atunci toate aceste manifestări despre care citim în Cuvântul lui Dumnezeu ar fi făcut sens pentru noi. Dar de moment ce cine a crezut așa ceva? Era așa de disprețuit că ți întorcea față. Dar nu avea cum să asociezi ideea de Mesia călare pe un cal alb care cucerește pământul și îl subjugă unui popor și așa mai departe. Nu avea cum să vezi în acest suferind, sângerând, în filmul lui Mel Gibson, unii s-au plâns că a fost, a fost oribil, dar uh, el n-a atins nici pe departe realitatea a ceea ce s-a întâmplat acolo. Cum să crezi? Noi nu l-am băgat în seamă. Nu, am exclus posibilitatea ca așa ceva să fie adevărat. Nu, am crezut lucrul acesta. Și uh, versetul 4 arată totuși el, adică aceasta nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să dea pâine celui care îl disprețuia și nu îl băga în seamă, să dea ploaie peste bun și răi, nu l-a împiedicat lucrul acesta, totuși el suferințele noastre le-a purtat. Totuși acesta înseamnă, în ciuda necredinței noastre, în ciuda disprețului nostru, în ciuda indiferenței noastre și materialismului nostru și îngânfării noastre și privirii noastre de sus și închinării la propria noastră gândire, în ciuda acestor lucruri, Totuși, nu crede Scriptura, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut. Deci, deci nu am crezut. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise, versetul 1 și versetul 4, dar noi am crezut. Deci, când nu crezi ceva, crezi altceva, totdeauna de obicei pierdem din vedere acest lucru, pentru că dacă am procesat și am fi conștienți de așa ceva, Uh, uneori ne -am da, îmi, îmi dau seama din, din propria umblare, din propria viață, că m-aș reține dacă mi-aș da seama că un nu într-o direcție înseamnă un da în altă direcție. Mă gândesc, rămân numai la nu, 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 acesta. Da, da, ai zis da la altceva. Sau un da către ceva înseamnă un nu către altceva. Uh, pierdem, cam umblăm numai cu jumătate de măsură. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, ale cu noastre. Pe cine a crezut așa ceva? Cine a disprețuit? Cine a, ale, ale, noastre. Când erau lângă cruce și înjurau și blestemau și Mântuitorul îi binecuvânta, vărsa pâine și apă peste ei, peste sufletele acestea, fătată iartă că căci nu știu ce fac. Așa ceva este dintr-o altă lume și Dumnezeu vrea să aducă lumea aceasta în viața noastră personală și pe pământ, precum în cer, așa și pe pământ. Și uitați ce spune, cu toate acestea, el a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Ești confruntat la un moment dat, cum s-a întâmplat unui cetățean care zicea că scrie ceva împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu există, nega Dumnealui. Ca și când s-ar fi plimbat prin universul acesta fără hotare, dar e mulțumim lui Dumnezeu pentru știința zilelor noastre. Pur și simplu a făcut omul să-și vadă nesimțirea teribilă. Adică nimicul dintr-un gagarin a urcat într-un fel de căruță din aceasta spațială, un nimic la ora aceea, prin comparație cu ce există astăzi, a urcat, s-a învârtit de trei ori în jurul uh, noastre aici, după care a coborât și a spus, nu există Dumnezeu. Unde ai fost, domnule? Ce ai văzut? Sau ce e, e foarte... Uh, tre trebuie să ne oprim aici cu comparația aceasta. În fața realității însă, nu există cineva care să nu. care își mărturisește necredința sau disprețul față de Dumnezeu. Nu există acea ființă care să n-aibă totuși un, o clipă de iluminare, un moment de luciditate în care se întreabă bine-bine, dar dacă nu stau așa lucrurile sau dacă um, um, omul din fața mea va pieri din cauza acestei uh, cunoștințe, între ghilimele, spune Pavel, a ta. Noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu, lovit și smerit. A fost o situație în care eliberarea unui demonizat pur și simplu avea, a avut puterea să închide gura fariseilor. Băi frate, am înțeles să ai vorbit de rău, ai blamat în fel și chip, dușmănești pur și simplu, ai vrea să iei viața oricând lui Isus. dar ce, ai de spus, ce mai ai de spus în situația asta în care ai văzut că a eliberat pe acest demonizat, l-a știut o lume și dintr-o dată. Și Sigur că au fost confruntați, așa cum ți-ar da o stâncă în piept, nu -ai, ai cum să te aperi, și atunci au luat acest cumplit refugiu. Și au spus, da, e, minunea este reală, au spus ei, dar este făcută cu diavolul, este cu Domnul dacilor, pe Belzebub este făcută aceasta. La care Mântuitorul îi roagă, nu, nu, nu se umple de ura pe care o aveau ei, nu se lasă transforma de această ură ci se întoarce către ei și încearcă să le scape sufletele de pe marginea prăpastiei, spunându-le: Pe haideți să gândim logic. Dacă spuneți că eu am scos demonul din omul ăsta cu diavolul, cu Domnul Demonilor, dacă spuneți asta, haideți să gândim logic. În cazul ăsta, Satana scoate afară pe Satana, nu? Adică el luptă împotriva lui însuși și înseamnă că nimicirea e sigură, nu? Și n-au avut răspuns la așa ceva, după care Mântuitorul le-a spus, nu, nu luptați împotriva Duhului Sfânt, a cărbunelui aprins de pe cugetul vostru. Nu luptați împotriva acestuia, supuneți-vă. Supuneți-vă. Ați văzut bine că nu există o altă explicație, ați văzut bine care este explicația, nu vă refugiați în așa ceva demonic, punând pe seama diavolului ceea ce se întâmplă acolo. Nu numai acolo, s-a petrecut și, și în viețile noastre. și Mi-aduc aminte de o doamnă care m-a dorit să facă o lucrare la nivel național și să facă o investiție incredibilă. Și oamenii cu care s-a consultat i-au dat această explicație de aici, nu este de la diavolul. Altfel n-ar fi, n-ar merge așa dacă nu ar fi. Și femeia aceea a fost așa de greu lovită în sufletul ei această Doamnă și iubitoare de Dumnezeu, că s-a prăbușit în suferință. Probabil că nici nu a putut să recupereze starea pe care a avut-o înainte de, de gândul acesta. Cu ce, ce fel de răspuns venim noi în fața evidențelor zdrobitoare? Cu ce fel de atitudine, de reacție? În momentul în care îți dai seama că omul pe care l-ai considerat vrăjmaș ți-a dat pâine când era să mori. Ți-a dat apă când era să mori. S-a rugat pentru tine, cum spunea David. Mă, rog, mă rugam pentru ei și uite, răspunsul a fost acesta. Ce dovadă mai zdrobitoare decât aceasta ar putea fi? Ce dovadă mai zdrobitoare decât aceasta în dreptul lui Dumnezeu, care este cel mai neiubit între pământeni și care totuși dă ploaie peste oamenii care înjură de Dumnezeu, care bleastemă, care dă ploaie peste buni și răi. Le-a spus Pavel celor din insula Malta, voi ați observat prosperitatea în viață, belșug, abundența aceasta extraordinară, ploi la vreme, timpuri roditoare v dat Dumnezeu toate aceste lucruri și trebuia să vă întrebați de unde vine acesta sau ar fi cazul. Cum răspundem la așa ceva? Acesta este impactul pe care îl are asupra sufletului nostru, cărbunele aprins, așezat pe conștiința noastră. Cineva însă poate să nu primească lucrul acesta. Aceasta este o lucrare a Duhului Sfânt de considerare și reconsiderare a părerilor noastre cu privire la vrăjmășia omului din fața noastră sau părerea lui cu privire la vrăjmășia celui din fața lui. Ocazia aceasta cu foame și sete, despre care de altfel o să vorbim într-o prezentare viitoare, este creată de însuși Dumnezeu ca un fel de graduare din școala vrășmășiei. Acolo se petrece această luptă sufletească incredibilă, rupere pur și simplu, în care un om trebuie să calce pe el însuși ca să poată să iubească pe cel care îl urăște, ca să poată să facă bine celui care îl prigonește, să se roage pentru cel care îl vorbește de rău. Acolo se produce această rupere, nașterea din nou, nașterea este cu rupere în versetul 8 din același capitol Isaia 53 cuvântul lui Dumnezeu arată cum a fost el luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii pentru păcatele poporului meu? Cine a crezut așa ceva? După cum Domnul nu s-a împiedicat în necredința, în ura sau disprețul oamenilor, în această școală a vrăjmășiei în care a trăit din prima clipă când a respirat aici, Rodul a trimis armatele să-l omoare și la orice pas a trăit în această atmosferă. Din biserică l-au luat să-l ducă să-l arunce în prăpastie într-o zi în care a prezentat cuvântul lui Dumnezeu în adevărul lui și aceasta a, 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 intrat în coliziune cu părerile oamenilor. Atunci au vrut, acolo a experimentat și acolo unde trebuia să domnească iubirea a experimentat ura aceasta. Sfânta Scriptură arată clar că El nu s-a împiedicat în așa ceva și ne dă nouă o mare pildă și un mare exemplu. Nu reține niciun bine pe care ai putea să-l faci datorită a ceea ce s-a întâmplat în viața lui tău. Cel ce suferă, spune în cartea lui Iov, foame și sete, cum scria cuvântul lui Dumnezeu aici, are dreptul la mila prietenului pâine și apă, chiar dacă ar fi părăsit frica de Dumnezeu, de cel tot Nu este treaba noastră aceasta treaba noastră și chemarea noastră pe pământ este să răspundem acestei situații, să graduăm din această școală a vrăjmășiei cu, cu, gradul acesta cu care Mântuitorul nostru ne-a înzestrat și ne-a binecuvântat. Sigur, cuvintele de pe cruce pe care le-a spus Mântuitorul nostru să iartă că nu știu ce fac, ni se par supranaturale, divine, ni se par de pe o altă planetă. Dar priviți-l pe Ștefan, cum uh, suferă la fel, aceeași moarte groaznică și care sfârșește prin a se ruga fierbinte pentru oamenii care erau încinși împotriva vieții lui și îi miroseau sângele. Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Cine din cei de pe vremea lui a crezut? că el fusese luat de pe pământul celor vii pentru păcatele poporului meu. În această școală a vrăjmășiei învățăm să mergem pe urmele Domnului nostru Isus Hristos. De obicei am căutat o lume liberă. Sunt unii oameni care s-au tot mutat din cauza altor oameni și când s-au dus acolo au găsit tot aceiași oameni, dar în alte, alte fețe, alte măști, alte situații, dar ace, aceeași esență, aceeași viață. Rezultatul nu este, sau răspunsul, sau soluția nu este uh, aceasta, ci răspunsul este cel pe care l-a dat uh, Mântuitorul nostru. Dacă vrăjmașul tău ajunge într-o situație de înfometare, nu zice așa, am să-i fac și eu. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Nu vă răzbunați, spune Biblia. Nu întoarceți rău pentru rău. Dacă el ajunge într-o situație ca aceasta, nu din întâmplare a ajuns acolo. Și, doi, tu ești chemat să nu mergi pe aceleași urme. Aici este graduarea de la din școala vrășmășiei. De câte ori am pierdut examenele, am repetat anul, am căzut la teste de un fel sau altul. De câte ori, spune cartea proverbe, știe inima ta, de câte ori tu, când ai trecut prin această școală a vrăjmășiei, cum s-ar putea trece totuși cu bine prin această școală? Cum s-ar putea gradua din școala și Să ne uităm țintă la acela care a suferit din partea oamenilor o așa împotrivire față de sine, și acum problema nu se pune doar supraviețuirea în mijlocul unei astfel de împotriviri, ci se cere un răspuns total opus dacă este foame aceluia care se împotrivește. Fii generos, fi deschis. Nu din întâmplare, masa din psalmul 23 este întinsă în fața vrăjmașului tău. Nu, no, nu din întâmplare ci este providența lui Dumnezeu. Și dacă totuși, tot ți-a întins Dumnezeu în masa și dacă tot dă pe afară paharul tău și dacă tot ce e bun este acolo pe masă, în fața vrăjmașului tău, căruia este foame și căruia este sete, împlinește cuvântul acesta dat aici. Crede pe Dumnezeu pe cuvânt că dacă vei face așa, scrie Scriptura, va, Duhul Sfânt va putea lucra. El va pune foc pe conștiința aceasta și se vor petrece două lucruri. Acelea care s-au petrecut de altfel în viața lui Saul când a văzut ceea ce s-a întâmplat în peșteră când David i-a tăiat colțul hainei. A rămas în cremenii, pur și simplu. David îi spune, Părinte, părintele meu, nu asculta la lumea care mă vorbește de rău la tine. Uite-te tu, tu ascultă experiența ta proprie. Ai văzut cu ochii tăi. Și atunci cărbunele aprins al Duhului Sfânt a atins chiar și mintea lui Saul și a mărturisit și a recunoscut cum e în răzban și vidra, răzbunarea cea mai cruntă pe când dușmanul tău e silit să recunoască faptul că ești bun și el e rău. Saul recunoaște acest lucru. Fiule, tu ești bun. Dincolo de acest spune, fiule, știu că Dumnezeu te va pune împărat pentru că ai graduat din școala aceasta a vrăjmășiei. Care om întreabă Saul dacă întâlnește pe vrăjmașul lui, îl lasă să meargă mai departe, liniștit, la plajă. Care, care om face așa? Într-o vreme ca aceea, bineînțeles. Dar David a arătat mărinimia lui în Dumnezeu. Și n-a primit sfatul celor mai apropiat prieteni ai lui, care și-au riscat viața, s-au dus la poarta Betleemului și au luat apă pentru el, ca să-i arate loialitatea lor. Și ei îl învață. E momentul acum, e momentul. Arde una, zboare capul dintr-o singură lovitură. Păi, da, asta, asta este un om sângeros, e un om însetat de sânge, la care David spune, este drept să se întâmple așa ceva, dar există ceva mai înalt decât aceasta, și anume bunătatea lui Dumnezeu, care întoarce bine pentru rău. Greu de crezut, dar pentru oricine crede lucrul acesta, Scriptura spune ultima parte a versetului nostru, Dumnezeu îți va răsplăti, dacă faci lucrul acesta. Răsplătirea lui Dumnezeu constă în efectul acesta al luminii și al căldurii Duhului Sfânt în suflet. Te uiți înapoi la o astfel de situație în viață în care ai fi avut posibilitatea să întorci rău pentru rău sau și mai mult decât atât, te uiți înapoi la așa ceva pentru restul vieții tale cu o satisfacție și o bucurie în suflet pe care nu ți le poate răpi nimeni. Nu te lauzi, la, nu te duci să spui ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar în sufletul tău trăiește această bucurie. Aceasta e răsplătirea Domnului. El îți va răsplăti. E, e tainii lucrul acesta. Tatăl tău care vede în ascuns, adică ce s-a întâmplat în sufletul tău, în ascuns, adică tot în sufletul tău, îți va răsplăti. El te umple cu acea bucurie tainică pe care numai Duhul Sfânt o poate da. Se numește bucuria în Duhul Sfânt. Invers, dacă dai curs răului și ești transformat în asemănarea lui, dacă te răzbuni și te ajuți cu mâna ta, cum îi spunea Abigail lui David, nu face treaba aceasta, atunci ea a explicat și a zis, dacă faci așa ceva, te va mustra conștiința, te va ustura cugetul. Înțelege lucrul acesta. Este o reacție de moment, dar cu impact pe viață. Pierdem de multe ori uh, importanța elementului timp în experiența noastră. Păi, uh, bine, bine, e vorba de, de o ură, de o revărsare, de un răspuns de felul acesta, de o clipă și consecințele se întind pe viață. Dacă tot se întind de-a lungul vieții consecințele, aș dori să fie cele bune și binecuvântate de Dumnezeu și ori de câte ori te uiți înapoi la istoria aceea, să-ți se lumineze sufletul și poate codificat să-i povestești nepotului sau nepoatei o lucrare a lui Dumnezeu din viața ta, din care continui să trăiești în bucuria aceasta pe care la care suntem invitați de Domnul Hristos prin cuvintele, intră în bucuria stăpânului tău. Bucuria specifică cu această, în urma acestui studiu este a răspunde răului cu bine. La aceasta te rugăm, Tată prea iubit, să ne binecuvânți și să ne ajuți. Nu stă în puterea noastră, Doamne, nu stă în firea noastră. Gândurile noastre sunt străine de Tine, pornirile noastre. Am căzut de atâtea ori în această școală a și dar te rugăm să ne ajuți ca împreună cu cel care a graduat încoronat din școala aceasta, să ne ajuți și pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, ca prin harul Tău să putem gradua împreună cu Domnul nostru Isus Hristos. Amin.